Salutare, dragi prieteni, eu sunt Caradja, iar acesta este tutorialul de vioară cu numărul 95. Astăzi la tutorial s-a ales o piesă deosebită și de fapt este vorba despre un dans popular românesc, un dans foarte cunoscut de voi toți, presupun, se numește Brașoveanca. Să știți că pe lângă toate celelalte dansuri populare românești, Brașoveanca mi-este cumva mai aproape de suflet și o să aflați pe parcurs și de ce. Acum câteva detalii tehnice despre piesă. Tonalitatea este Do major. Piesa se va repeta de 10 ori, primele 4 ori având tempoul de 120 de bătăi pe minut, după a 5-a oară se mărește treptat tempoul. Haideți să vă prezint acum structura acestui tutorial. Aveți aici marcajele de timp care vă arată la ce minut începe fiecare secțiune din el. Și nu uit niciodată, dar niciodată, să menționez abonații mei de pe Patreon de la acest proiect, să știți că vă apreciez foarte mult, sunteți cei mai curajoși, cei mai ambițioși și mă bucur foarte mult că studiați după materialele mele. Voi cei care încă nu sunteți abonați acolo pe Patreon, vă aștept oricând cu brațele deschise să veniți în familia noastră de violoniști. Bun, astea fiind spuse, hai să mergem acum să interpretez piesa și după aia să vă explic foarte detaliat. Am plecat! Noi rămânem pe poziția 1, dar întindem deci 4 de parcă am fi în poziția 2, fără să trecem în poziția 2, da? Deci doar întindem.